De ce nu se vorbește despre pace în contextul războiului din Ucraina? Pentru că miza este alta. Am listat câteva informații deosebit de importante pe care trebuie să vi le prezint ca să trageți singuri concluziile. Ucraina este pe locul 1 în Europa în rezervele recuperabile dovedite de minereuri de uraniu vital pentru energia nucleară. Este pe locul 2 în Europa și pe locul 10 în lume în ceea ce privește rezervele de minereu de titan. Este pe locul 2 în lume în ceea ce privește rezervele explorate de minereuri de mangan, cu peste 2,3 miliarde de tone. Sau mai precis, 12% din rezervele mondiale. Este a doua cea mai mare rezervă de minereu de fier din lume, locul 2 în Europa în ceea ce privește rezervele de minereu de mercur, locul 3 în Europa și locul 13 în lume în ceea ce privește rezervele de gaze de șist, locul 4 în lume după valoarea totală a resurselor naturale, locul 7 în lume în rezervele de cărbune. Ucraina este și o țară agricolă. Poate satisface nevoile alimentare a 600 de milioane de oameni. Deține locul 1 în Europa în ceea ce privește suprafața de teren arabil. Este pe locul 3 în lume după suprafața solului negru, adică 25% din volumul lumii. Este pe locul 1 în lume la exporturile de ulei de floarea soarelui și floarea soarelui. Pe locul 2 în lume în producția de orz și locul 4 la exporturile de orz. Al treilea cel mai mare producător și al patrulea cel mai mare exportator de porumb din lume. Al patrulea cel mai mare producător de cartofi din lume. Al cincilea cel mai mare producător de secară din lume. Locul 5 în lume în producția de albine, cu 75.000 de tone. Locul 8 în lume la exporturile de grâu. Ucraina este și o țară industrializată, este pe locul 1 în Europa în producția de amoniac, pe locul al doilea din Europa și al patrulea cel mai mare sistem de conducte de gaze naturale din lume. Locul 3 ca mărime din Europa și al optelea ca mărime din lume în ceea ce privește capacitatea instalată a centralelor nucleare. Locul 3 în Europa și locul 11 în lume în ceea ce privește lungimea rețelei feroviare. Locul 3 în lume după Statele Unite ale Americii și Franța în producția de localizatoare și echipamente de localizare. Al treilea cel mai mare exportator de fier din lume, al patrulea cel mai mare exportator de turbine pentru centralele nucleare din lume, al patrulea cel mai mare producător mondial de lansatoare de rachete. Ucraina este pe locul 4 în lume la exporturile de argilă, pe locul 4 în lume la exporturile de titan, pe locul 8 în lume la exporturile de minereuri și concentrate, pe locul 9 în lume în exporturile de produse din industria de apărare. Așadar, războiul va continua, pentru că miza este alta.